Prefericitul părinte patriarh Daniel a primit miercurea aceasta la reședința patriarhală vizita secretarului general al Consiliului Mondial al Bisericilor, reverend dr. Olav Fixe Tveit. Secretarul general va participa la lucrările reuniunii plenare a Comisiei, Credință și Constituție a Consiliului Mondial al Bisericilor care se va desfășura în perioada 17-21 iunie la Centrul Social Pastoral Sfânta Cruce de la Mănăstirea Caraiman. We are very grateful for whatever the Romanian Orthodox Church contributes to the World Council of Churches. And this particular time, we are here invited to host, as they host, the, the meeting of the Faith and Order Commission in the next days. This is a very significant meeting for, for the World Council and for the ecumenical movement. And uh, I'm very pleased to see that it can happen here and that the Church uh, also can really contribute both to the content but also to the facilitation of this meeting. Tot miercurea aceasta, secretarul general s-a întâlnit la Palatul Cotroceni cu președintele României, domnul Claus Iohannis. În cadrul întrevederii au fost discutate subiecte deosebit de actuale, precum relația biserică-stat și situația creștinilor aflați în zonele de conflict. I think we see that uh, the particular way Romania is now developing a very healthy relationship between church and state and society. Uh, in a democracy of, uh, of justice and peace is a very significant contribution to how other churches and how other countries can find their way forward in, in, in our time when we are challenged by economic pressure, but also of security issues, but also of uh, migration and, and conflicts, some of them even related to religion. Secretarul General al Consiliului Mondial al Bisericilor a acordat totodată un amplu interviu televiziunii Trinitas TV, care va fi difuzat în perioada următoare.